Ana Maria Moldovan, inspector școlar general, a arătat că aceste activități de pregătire a elevilor de performanță au contribuit la obținerea unor rezultate foarte bune la olimpiade și alte concursuri naționale. Din cei 19 elevi participanți la Olimpiada Națională, 2 au obținut medalia de aur, 5 pe cea de argint, 7 elevi au luat medalia de bronz, iar 6 au primit mențiune. Maramureșul a avut 7 elevi la barajul de formare a lotului României pentru olimpiadele internaționale, din care 2 elevi au făcut parte din lotul restrâns, obținând rezultate remarcabile. Consiliul Județean a sprijinit și în anii anteriori proiectele propuse de Inspectoratul Școlar, fapt pentru care instituția a solicitat un nou ajutor financiar pentru buna desfășurare a taberei din acest an. În urma testelor de pregătire și selecție, elevul Vlad Robu, clasa a noua la Colegiul Național Vasile Lucaciu, a participat în a doua parte a lunii iulie la Olimpiada Pluridisciplinară, care a avut loc în Tuimada, Federația Rusă, unde a obținut medalia de bronz la matematică. Elevul Paul Beci, clasa a noua la Colegiul Național Gheorghe Șincai din Baia Mare, a făcut parte din lotul României pentru Balcaniada de junior la matematică, ce s-a desfășurat în Varna, Bulgaria, între 24 și 28 iunie. La această competiție, România a ocupat locul întâi pe națiuni, obținând 3 medalii de aur și 3 de argint, una dintre acestea din urmă fiind cucerită de elevul băimărean Paul Beci. Șeful administrației județene, Gabriel Zetea, a declarat că instituția pe care o reprezintă a sprijinit și va sprijini și în viitor performanța în educație, elevii Maramureșului fiind încurajați să se pregătească temeinic pentru a obține rezultate foarte bune în competițiile naționale și internaționale la care participă. Tabăra de matematică ce se desfășoară în Târgu Lăpuș a beneficiat de susținerea financiară a Consiliului Județean și la edițiile anterioare, anul acesta alocându-se din rezerva bugetară suma de 20.000 de lei.